Astăzi o să supraviețuim în Antarctica pentru 24 de ore. Sub cagulă este Andrei Bordeanu, în cazul în care nu l-ar recunoscut. How? Dacă nici clipul ăsta nu merită să strângă peste 30.000 de like-uri, nu știu ce mai merită. În momentul de față suntem într-un loc unde temperatura ajunge până la minus 15 grade Celsius ziua. Noaptea nici măcar nu vreau să mă gândesc. Este unul dintre cele mai periculoase vloguri pe care le-am făcut vreodată în viața mea și nu îmi vine să cred că facem chestia asta, dar pentru voi orice este posibil. Sunt 3 pași simpli pentru a supraviețui în Antarctica și primul pas este unul foarte simplu, de a-ți construi o locuință. Iar pentru că noi jucăm în modul hardcore Minecraft astăzi, nu am avut voie să aducem cu noi cort, așa că va trebui să ne construim un adăpost din zăpadă. Și ce adăpost putem să ne facem din zăpadă decât un iglu? Ia zi, Bordei, ne reușim să construim un iglu? Reușim să construim un iglu 100%. Păi, dar ce mă ne face cu noi un iglu? Mai sunt câteva ore până la venirea nopții. Asta-i sper prost să reușim, pentru că dacă vine noaptea și nu avem un adăpost, ne mănâncă lupii! Încă un factor de risc aici în Antarctica este că bate vântul extrem de tare. Nu avem voie să vorbim foarte, foarte tare pentru că este un risc foarte, foarte înalt de avalanșă. Așa că acestea fiind zise, Bordene, eu zic să le arătăm băieților ce inventar ne-am făcut de acasă. Hai să le arătăm. Pentru că nu puteam să venim cu mâna goală, efectiv nu poți să supraviețuiești cu mâinile goale aici. O lopățică! O lopată! O, pături, că să mă bată tata, o să fie frig rău de tot la noapte, mai avem știi ce celofane, sperăm să nu murim. Să sperăm. Proteină! Unibric, pentru că dacă nu v-am zis, noi nu avem apă potabilă după noi, așa că va trebui să încălzim zăpada pentru a putea bea apă. How? Și Bordene, niște hârtie igienică pentru căcănescu și pentru a prins foc, că știți cum e cu focul, cu lemnele ude. Aprinde cu asta, asta, o să prinde bine. Bă, vezi că asta o să ne ajute mult. Să sperăm că nu îngheață, ca să avem cu ce să ieșim. Igienică ne va ajuta mult. Al doilea pas va fi să bem apă, pentru că după câte v-am spus, nu avem apă potabilă după noi, va trebui să luăm zăpada și să o încălzim. Adică va trebui să facem și focul. Da, o să fie destul de greu, ținând cont că bate vântul groaznic de tare, e foarte, foarte frig. Și bineînțeles, trecerea nopții, care este foarte, foarte grea din orice punct de vedere, atât termic pentru că sunt peste minus 20 de grade, multe animale sălbatice de la lupi, urși și multe, multe altele. Bordene, vezi că se lasă noaptea, eu zic să ne grăbim mai repede să construim adăpostul pentru că nu avem unde să stăm, să dormim. N-am construit niciodată un iglu până acum și chiar trebuie să vedem cum îl facem, ești bun? Hai să construim iglu! Bordene, avem două lopeți pe care o alegi. De fapt, hai să facem viața fără hârtie, să vedem care câștigă rămâne cu aia mare, da? Aia mare? Hai! Bine, hai! 3, 2, 1 și... Aaaa! Adică eu rău, chestia asta care nici nu se poate lui lopată, ești nemul! După categorii, frate, după posibilități, hai! Ne-am apucat de săparea iglului, ne-am așteptat să fie foarte, foarte ușor, însă nu a fost deloc așa, totul părea foarte greu și era foarte frig, bătea vântul tare, tare, rău, rău de tot. Mama, asta e înghețată. Ajută mult la pereți. Atât de asupra e mai moale, asta e înghețată, ești nemul? Hai că deja începe să ia contur. Faza e că a început să-mi intre zăpada la picioare și asta e groasă. Păi mie mi-a intrat de mult, că aia se topește. Efectiv săpam de jumătate de oră și părea că nu am săpat mai deloc. Mamă, să moare! Mamă! Mamă, asta are 30 kg asta. Suntem cu iglu undeva la 30%. Merge deplorabil, vreau să vă zic. Adică mă așteptam să meargă mai repede. Nu știu de ce, mereu orice lucru văzut de acasă pare mult mai ușor. Baza e că l-am făcut foarte mare și o să vedeți imediat de ce. Am făcut intrarea, am săpat intrarea și vreau să văd dacă încap eu. Că dacă încap eu, e bine, dar Bordeanu nu știu cum o să încapă în iglu. Cred că o să sară direct în el. Cred că o să construim iglu cu Bordeanu în iglu ca să nu mai poată iasă. Bine! Mamă! Cred că vine avalanșa, trebuie să săpăm asta mai repede. Bă, nu știu de voi, dar mie mi se pare că iglul ăsta arată destul de bine. Avem o mică problemă. Pana mea, facem un acoperiș la un iglu. Dacă ar avea și un acoperiș și ar fi astupat, ai putea să stai în el. Nu ne vine nicio idee cum am putea să facem acoperiș pentru că zăpada efectiv nu stă. Sunt ca niște bolțari care gen stau unul pe altul, dar în momentul în care vrei să torci placa, nu ai material. Nu așa, Bordene? Treci la muncă, că se face seară și nu mai avem lumină și nimica, treci. Sunt foarte dezamăgit. Mă așteptam în pana mea să venim
Zăpada să fie mult mai tare, frate, e foarte moale, zici că e zăpada de la București, nu zăpada din Antarctica. Eu am 2 metri, efectiv am 2 metri și am făcut iglu înălțime până la aici, până la brâu, adică ar veni, cât ar veni, ar veni un metru și ești de bun la cap. Sperăm că nu ninge mai tare, că altfel chiar nu știu ce să fac. Îmi pare rău că v-am dezamăgit, dar efectiv nu știm cum să facem un iglu, efectiv suntem terminați. Acum nebunia zilei, Bordeanu încearcă să intre prin intrarea... Hai mai jos, mai jos. Bravo! Bine, bine, bine! A intrat! Bă! Bă! A intrat prostul! Bravo, bă! Ce faci? Yeah. Bine te-am găsit la mine! Manoroc! După 3 ore de stat în frig și de nebăut apă, ne-am gândit că ar fi o soluție foarte bună dacă ne-am apucat să facem focul, așa că am scos lemnele, Andrei le-a așezat, am luat hârtia igienică pentru a prinde focul și ne-am rugat să iasă, așa că... A venit momentul să ne încălzim, că nu mai pot de frig efectiv. Deși sunt îmbrăcat cu 3 perechi de pantaloni pe mine, 3 bluze, mai eu, geacă, mănuși, glugi. Efectiv, aștept focul ăsta ca pe doamne, doamne. Plus că nu mai pot de sete. Opa, s-a prins? S-a prins, sper. Ești vântul, ești viscolo. Nu mă oprește. Vă fac un foc. Mă rog să ia foc, te rog să iei foc. Ia mă, ia. Ia că și mie mi-e frig de mor, nu mai pot, deja nu mai suport. Uite și părul, ești nebun, înghețat. Mai pe merge. Mergea, luați foc de un lemn. Tehnici de supraviețuire. Uite-l, bă! N-am încercat niciodată chestia asta, dar să sperăm că o să funcționeze. Deci, dacă luăm zăpadă, hai să nu luăm chiar ultima zăpadă înghețată, luăm și nu-i pata mai proaspătă. Și nu luăm foarte, foarte multă, că multă se face greu. Dacă luăm zăpadă și punem într-un ibric, ar trebui să se facă apă, nu? La căldură. Efectiv o să-l țin la foc până când sperăm că o să se transforme în apă. Ia. Bă, ești prost? Oare merge, oare nu merge? Bem și noi niște apă, Bordeene? Bem. Trebuie să bem, că dacă nu murim, ești nebun. O Bordeene, nu mai pot, ești nebun la cap, mi-amorțește mâna, efectiv. Da, mă, da, mai e un pic, ești nebun, uite că se face apă. S-a făcut, s-a făcut. Dar uite, a mai rămas gheață până interior. A mai rămas, da. A mai rămas gheață până interior, dar s-a făcut ceva apă. Acum apa este caldă și o să mergem să o punem undeva la prăcit, efectiv, ca să nu o bem fierbinte. Mi-a dărâmat focul. Bă, e bună, ești prost? E bună? E bună! Bă, bă, și mie. Bă, bea pe toată. Bea pe toată că ni s-a stricat focul, ce crezi? Ia uite. Bă, ești prost? Da. Ia. Ah, deci nu, condițiile aici sunt aprige, măcar am reușit să bem apă. Mă, dar are gust de fum. Da. Dar măcar e bun. Ceva, dar măcar am băut apă. Mamă, Bordeene, nu mai pot de frig efectiv. Deci, mamă, să moarge Axana, să resim ca minus 12 grade efectiv. Deja începe să minus se 12, mă, e bun. Și am să ne încălzim puțin pentru că adăpostul nostru nu ne ajută niciun fel, foc nu mai avem, l-am acoperit, deja l-am stins. Și eu zic, Bordeene, eu zic că știu, ca eu să-ți dau ție o provocare. Era sigur! Și tu să-mi dai mie o provocare pe care să le facem aici în zăpadă, dar niște provocări de-astea super mega extreme. Bă, Andrei, bine, hai spune-o pe a ta. Andrei, provocarea mea pentru tine este să faci 1000 de flotări în zăpadă! 1000! Bă, cum mă fix 1000? De unde ți-a venit ție 1000? 1000 de flotări, frate. Și nu contează în cât timp? Nu contează în cât timp, contează să le faci să până le fac. Când apune soarele, până păi când să facem 20 de minute de soare maxim. În momentul în care se face întuneric, aș prefera să ne băgăm un pic la somn. Bun, bine, challenge accepted. Dar tu, ca să te încălzești, așa, vei face, te vei dezbrăca în chiloți și vei merge pe aici 10 ture. Bă, ești nebun la cum să mă dezbrac? Uite, fiane, de la copacul ăla până la ieșire acolo. Bă, ești nebun la cap, n-am cum. Ba da? Bă, 1000 de flotări și eu n-aș avea cum să le fac, dar am acceptat. Bă, sunt minus 8 grade apare efectiv. Eu, uite ce tremură. Mam, minus 8. Și tu vrei să mă dezbrac în pielea goală? Da. Cum adică la chiloți? La chiloți? La chiloți! Cât timp Bordeanu face flotări acolo, uitați-vă și voi la el, face flotări în zăpadă, e ce efectiv, mă, e nebun, 1000
multe flutări, a făcut aproape 1000 de flutări. Am zis că eu să mă răsfăț un pic, să vin să mănânc ceva, niște orez, niște tocărniță de asta bună, că după ăsta nebun vreau să mă zbrau la pielea goală, la minus 8 grade. Și efectiv nu mai pot, deci efectiv tremur, deci dacă n-ai cum să supraviețuiești în mediul ăsta, pe efectiv, nu știu, trebuie o solbă. Nu sunt făcut să supraviețuiesc în frig. Nu m-a putut foame, efectiv. Dar bun, să mă rog. Mamă. Uite-mă ca să-ți arăt că se poate. Na. Asta face și provocarea mea de nebuna ca 90, 991, 992, 923, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000 de flotări în zăpadă! Ok, guys, dacă iglu n-a ieșit peste noapte, din păcate nu o să mai putem sta din cauza că am întrebat niște specialiști dacă putem rămâne peste noapte în iglu la temperaturi de peste minus 15 grade și ne s-a spus că este un mare, mare risc de hipotermie. Și pentru că eu chiar vreau să-mi continui viața, am zis că spunem pas și o să fie, cred că, primul challenge de pe canalul meu de YouTube pe care n-am putut să-l duc până la bun sfârșit, dar măcar am încercat. M-am dezbrăcat în chiloți în momentul de față și o să merg și o să fac provocarea pe care mi-a dat-o Bordeanu. O să merg de aici până la primul braț și o să mă întorc în mașină. Da, în momentul de față sunt aproape minus 10 grade afară și hai să vedem ce o să iasă. Mamă, ce cald afară, forțirii! Wow! Yeah! Mamă, să moară Jacksona dacă nu! Suntem cel mai forță pe 2023! Ta-la-la, ta-la-la, ta-la-la-la-la-la, ta-la-la-la! Mă, gabe-și piciorul! Haide-vă, bravo! Mamă!